Și-a înjunghiat mortal fratele Geamăn din cauza unei neînțelegeri legate de moștenirea casei părintești. Incidentul s-a petrecut în orașul Lipova, din județul Arad. Martorii spun că neînțelegerile dintre cei doi frați erau mai vechi, iar marți, bărbații s-ar fi certat din nou, de data aceasta din cauza facturii mari la curent. Unul dintre frații a cerut celuilalt să plătească facturile, moment în care acesta a pus mâna pe un cuțit și l-a înjunghiat în zona inimii. Martorii spun că victima, deși rănită, a încercat să scape și s-a urcat la volanul mașinii, însă agresorul a urmărit-o și a lovit cu un topor parbrizul mașinii. Bărbatul înjunghiat a mai reușit să conducă mașina doar câteva sute de metri. Vecinii au încercat să-i acorde primul ajutor și au chemat poliția și ambulanța. Eu am lucrat în grădină și am fost rugat de nevastă mea să vin să-i duc acasă cu mașina, la doctor, la undeva. Nevastă s-au început să urle la noi. L-am cunoscut, apoi am venit la el la mașină, vine nevastă sau așa, am venit la el, am dus apă, dar el era cu capul într-o parte, cu mâinile așa, și deja am văzut sânge aici, dar nu mult sânge. El era înjunghiat? Da, 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 da. I-a fost rău, a venit cu mașina, a fugit și aici i-a fost rău. A intrat cu mașina în lemne. Pentru victimă era însă prea târziu. Bărbatul a murit în ambulanță, în drum către Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Avea 52 de ani. Agresorul a fost prins în scurt timp de către polițiști. Bărbatul este anchetat pentru omor calificat. Am fost sesizați că între doi frați a intervenit o altercație, în urma căreia unul dintre frați i-a aplicat o lovitură cu cuțitul puternică, provocându-i o plagă înjunghiată fratelui său. A fost începută urmărirea penală. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă tribunalul Arad continuă cercetările în acest caz.